De acum încolo vor fi meciuri între luptători români și luptători unguri. Ajungem la grei, dragii mei. Haideți să vedem următoarea poveste. Halló, sziasztok! Baron Tibor vagyok, mezőtúról, a TVS-e kick és tájbox szakosztály versenyzője vagyok. Azért kezdtem el sportolni, hogy megmutassam, hogy Magyarországon is kijuthatnak a legjobbak közé versenyzők. Úgy gondolom, hogy Magyarország legösszetartóbb, legjobb csapatánál van. Bíró László mesterem úgy érzem, hogy másfél hónap alatt azt belém fektette, mint máskor 6 év alatt se tud egy emberbe. Úgy érzem, hogy remek formában vagyok. Hirtelen jött a lehetőség, viszont úgy érzem, hogy ezt hoznom kell, kötelező jelleggel. A fost prezentat Tibor Varga, campion al Ungariei de kickboxing. A fost și campion de box tailandez, 18 victorii, 3 înfrângeri. Este palmaresul celui prezentat acum. Antrenor Boxy Boy. 18 meciuri, 13 câștigate prin knockout și 3 înfrângeri. În colțul negru, Tibor Varga! Trimite la culcare. Lupta a șaptea, povestea a doua din gala noastră de poveste. Marian Dinu, am 23 de ani, practic kickboxing la absolut pe Cotroceni. Întotdeauna credința mea a fost să-i protejez pe cei mai slabi și să am grijă de ei. M-am apucat de kickboxing pentru că eram agresat la școală. Urăsc să văd copiii agresați. Îmi doream foarte mult să învăț să mă apăr, să scap de acele agresiuni. Din cauza pandemiei nu m-am antrenat, au intervenit foarte mulți factori de stres. A trebuit să mă angajez și m-am îngrășat 50 de kg. Este primul meu meci la categoria grea. Luptam la categoria de 71 de kg. Am avut chiar și un meci pentru centură la această categorie. Forța nu vine din exterior și din fizic, forța vine din interior. Îmi doresc din tot sufletul să arăt tuturor cât de puternic sunt acum și să câștig prin cheia în prima repriză. Doamnelor și domnilor, victoria cu Haris Ferisovic, obținută de Marian Dinu, e una definitorie pentru cariera lui. Atenție, însă, a fost obținută la 70 de kilograme, în pandemie. Băiatul ăsta n-a tras de el așa cum ar fi trebuit și a ajuns undeva la vreo 150 de kilograme, slăbind spre 120 acum. Noul pitbull, își spune Marian Dinu. Are un palmares frumos cu 20 de victorii, din care 11 prin knockout.
Succes, băieți! Toată lumea este pregătită pentru o nouă luptă. Atenție, categoria! Plus 95 de kilograme. Băieți ăștia lovesc. Dar cred că pot fi folosiți în demolări foarte bine la categoria asta. Sunt tipul de luptători care pot dărâma un zid cu o singură lovitură. Start așadar, Tibor Varga față-față cu Marian Dinu. Lovitură de picior, bine blocată de Varga. Dinu își caută pașii, caută distanța față de adversar. Întâi pune stânga pe acesta. Lovitură cu brațul din față. Bună, eschiva. Ai impresia unor că ringul se poate răsturna cu acești doi coloși. Blocat bine, Dinu dă drumul la un croșot de stânga excelent. Încă o lovitură bună și o lovitură de picior la semi-înălțime. Dinu dă drumul la uppercutul de dreapta după croșetul de stânga la corp. Varga e mai înalt și încearcă să-și pună în valoare alonja. Croșetul de stânga, excelent Dinu! 3-2! 3-2! 3-2, Marian! 3-2! Marian își calculează acțiunile. A dat drumul la brațul din față. Își pregătește însă dreapta un pic cam mult. Adversarul îi face semn că nimic nu-l atinge. Stângă bună acolo. Varga pare însă amuzat de situație. Excelentă eschivă pentru Varga. Din trunchi, ajutându-se puțin și de corzii de ringului, de elasticitatea acestora, ca și cum ar fi făcut parcă un pas înapoi acolo. O stângă recepționată de Varga, în ciuda semnelor acestuia. Dinu are inimă de boxer, de luptător, aș spune, împingându-și adversarul tot timpul spre corzi, încercând să găsească lovitura decisivă, uppercut de dreapta, un croșeul de dreapta. Nimic nu s-a întâmplat, îl asigură Varga pe antrenorul său. Nu sunt atât de convins de lucrul ăsta. Bună dreapta aruncată din pas înainte acolo de Varga, dar foarte bună eschiva lui Marian. Bine s-a blocat pe lovitura de genunchi adversarului din săritură. Ambii au lovit în același timp aici. E primul meci pentru Dinu la această categorie. E primul meci după ce a luat atât de multă greutate. Serie excelentă de croșee. Bună, lovitura la corp, dreapta și apoi stânga, croșeu la figură. Lovitura de picior și încă o stângă pleacă acolo pentru noul pitbull. Dreapta la corp și o primă repriză. E... acolo creștetul și credeți-mă, dreapta asta, dacă îl prindea în plin, pe pas înainte, pe Varga, Dinu putea închide lupta aici. Mergem în runda secundă. Une lovituri pentru Varga, ce forțează din statul acestei reprize. Dinu încasează, iar dreapta e un pic cam largă.
și a împins adversarul în colț și încearcă acolo să găsească lovitura decisivă. Dinu. Ură dreaptă și croșeul de stânga. Bună și acea dreaptă repetată. Un croșeu din scurt aruncat de luptătorul maghiar. Dinu începe să stea un pic cam mult în fața adversarului fără să lovească. Și lucrul ăsta s-ar putea să-l coste. Sigur că nici Varga nu are replicile potrivite, să spunem așa. Dreaptă bună și stânga ce trece un pic pe deasupra. Croșeu de dreapta și și-a atins ținta, numai că Varga e un bun încasator și nu dă semne că ar fi acuzat șocul acestei lovituri. Lovitură de picior, destul de înaltă pentru Dinu. O dreaptă ce întoarce adversarul din loc. Și apoi o lovitură la corp corect dată, deasupra centurii. Mi se pare că a obosit luptătorul maghiar. Hai să-l vedem pe Dinu, care își pregătește atacul cu lovitură joasă de picior. Și încă o dreaptă, ce intră atât de bine. Încearcă Varga să lovească și el, dar mai clare sunt loviturile lui Dinu. Iată acum, surprinzându-și adversarul, care e obligat să facă pasul înapoi. Dinu încearcă să forțeze. Lovitură de picior joasă. Probleme pentru Varga. Probleme pentru Varga, care dă semne de slăbiciune. Și se pare că și-a rupt piciorul acolo. Atenție! E o accidentare care îi poate duce în primul rând victoria românului, pentru că este numărat luptătorul maghiar, ce nu mai poate să continue. Eu zic că de aici el nu mai iese. Nu poate continua. Probabil că are acolo o lovitură de picior care a dus, sper eu, nu la o fractură, dar oricum de-abia mai poate să meargă. Iată că insistența, forța, clar viziunea și până la urmă duritatea loviturilor lui Marian și-au făcut simțite acolo prezența în ring. E ultimul meci înaintea main eventului acestei gale, înaintea cele mai importante dispute. Și impetosul Marian Dinu câștigă înainte de limită. E o lovitură puternică și observăm suferința adversarului, pentru că până la urmă, iată, de bucurie acolo, ridică și mâna lui Ionuța Todiresei. Așteptăm decizia, sigur, ea e o formalitate. Noi vedem aici bună stângă asta la corp, ai lovitura pe picior, adversarul are deja mari probleme aici, Dinu simte momentul mai slab și lupta se încheie înainte de limită. Cât de greu se deplasează acolo Varga. Prin knockout, colțul alb, Marian Dinu! A 20-a victorie pentru Marian, a 12-a înainte la un scurt interviu. Un interviu care va fi realizat de colegul meu, Vlad Arhire. O victorie frumoasă, dar e interesant că, uite, și Marian are grijă de adversarul său acolo, ducându-se, ținându-l puțin de braț. Acum se îndreaptă către colegul meu, Vlad Arhire, și așteptăm reacțiile la cal după această frumoasă victorie. Da, mulțumesc, Narcis, alături de un sportiv victorios, Marian Dinu. Te salut, Marian, cum a fost? Salut! Se pare că la categoria grea e puțin mai greu ca la 70 de kg. Eram pregătit înainte să-l luăm la 70 de kilograme. Am făcut-o chiar și pentru centură, de data asta încercăm la categoria grea. Unde ai câștigat meciul? Am câștigat meciul în gala Pitbull Fighting Network, pardon. Dar unde, în ce moment al acestei partide? Am simțit că am dominat adversarul din prima repriză. De aceea nici nu am forțat knockout în prima repriză. Părea la un moment dat că, în ciuda loviturilor pe care îi le dădeai, îți transmitea un mesaj, că parcă nu-l ating. Da, sunt foarte mulți duri în ring, dar asta se vede la finalul meciului. Noul Pitbull, nu? Noul Pitbull. Îi mulțumesc maestrului meu, Ionuța Todiresei, pentru acest nickname. Și chiar dacă m-am îngrășat și sunt la categoria grea acum, îl voi duce mai departe aici. Rămâi la categoria asta? Nu, o să încerc să mă duc cât mai jos. Mulțumesc frumos, a fost Marian Dinu, câștigătorul din această seară. Narcis, legătura înapoi la tine.